Domnule capitan, mașinile sunt distruse. Focul înaintează spre cale, vasul e plin cu sacial și nici stipenie. Tovarăș Aveghiu! Jos în cale sunt niște tuburi de oxigen. Dacă explodează, adio mamă. Dă alarma. Cheamă pompierii. Fă ce știi. Cam intrat în urmă. Tovarăș Aveghiu! Tovarăș Aveghiu, aici mă... Da. Tovarăș Aveghiu! Încet. Încet, capitane, că ne explodează în brațe și ne curățăm. Măi, ne avem, nu o să putem singur. Hai să încercăm. Ia te sărutăm peste ăsta că îl răsturnăm. Panama! Ce mai acum omorâtul ăsta? Dă-i ocol, dă-i ocol, că-i plin cu jeratic! Și tu ce stai așa, mă, fată, mă? Parcă te-am duce la groapă! Haide, mă, ha! Iuhu! Ce că ăștia uitat ăla cu sarmale pe foc? Măi, s-au sfaroșit, măi! Vă pierim piuitul, eh? Grășăminte agricole! Ce fel? Azotat de amoniu! Știi cu ce se mănâncă asta? Dar voi știți? Mă rog! Cât? 400 de vagoane! Hai, urcați câțiva! Trebuie să scoatem niște tuburi de oxigen până vii pompier! Pe unde urc? Păi pe aici! Pe dincolo-i mai ușor, dar e unul mort în plață! Și dacă-l calci, mușcă, hai! Neagicule! Neagicule, vin și eu! Hai, bă, și tu să te bronzezi la foc! Băi, tinică, stai, bă, nu fă pe nebunul! Ia, mă, aripa, după mine, nu vezi că m-a chemat cu el? Neagică, am luat și scripca! Fiecare va marinar printre voi? Ei sunt Samuile și Vasile! Vasile! Eu las asta undeva și vă ajut. Chiar tâmpi stingător de incendii la sondă. Chico Oprișan, zis salamandră, zis catastrofă. Hai, păi ce-o sunt astăzi de-a... Iete-te, salamandră, zis catastrofă, ne-a pus Dumnezeu mâna în cap, capitane. Ascultă, mie să-mi spuneți Neagu, piază bună, că dacă nu picam azi de serviciu, a cu juca popice la Constanța. Bine, catastrofă, bine că ne dai matanițe în curaj. Zicează niște tuburi cu oxigen. Unde sunt? Jos în cală. Fraților, ca la nuntă. De bună voie și nesiliți de nimeni după mine. Ai grijă de lămâița asta că e inflamabilă. Nu ajutoare! Ai auzit cu ce e încărcată asta? Auzit, rămâneți pe navă. Acum suntem 6 oameni, eu, Neagu și 4 voluntari. Ce voluntari? 2 marinari, un lăutar. Ce? Da, da, exact, un lăutar și un petrolist, un ucică salamandră. Zice de stingător de sonde, care sunt ordinele? Faceți tot posibil ca incendiul să nu se extindă. Toate dispozitivele de pe fluviu sunt în stare de alarmă. Imediat porniți spre voi. Noroc și gândiți-vă că nu sunteți singuri. Știu că nu suntem singuri, mai este și ea. Cine? Aia cu coasa. Terminat. Neagică! Neagică, salamandră! Catastrofă! Luați vikingul ăsta după mine, mama! Neagică! Neagică, e un lăutru! Unde? Mărcă-ți arde! Nu-l lăsa! Dar ce s-a întâmplat? L-am găsit într-o cabină! E sunat! Cum îl aș liber să aruncă în foc! Veniți încoa! Veniți repede! Fii cu minte, nu-i frumos? Îl cam scapă mâna! Uluu! Să te ferească Dumnezeu să superi pe Neagică! Păi dacă vrei să știi tot adevărul, să spun eu. Îi mai zice și la bănăfier. La Morens a luat unul de mine mai înalt decât ăsta. Când a început Neagică să... Ia vezi pe ce am aici. Da, Neagule, n-ar fi mai bine să lăsăm baltă. Vorba aia, am venit, am văzut, ne-am pus palma, am pus și ne-am cărat, nu? Asta e mână de om viu. Parcă de acolo se aude. Ai văzut? Și-au luat hrană rece și-au pus-o pe sobă. Ia, dă ranga aia cu aia. S-o scoatem la aer ca acu de ochii peste cap. O să ne omorâți cu sine. Ce-ați trântit acolo sus? Am mai pus niște vreascuri pe foc. Ce-am cântat eu, capitane? Pe vapor sunt 30 de cadene. Prima aici, cuptor. Ce spui, domnule, femeie la bord? Pasager clandestin? Pe asta o căuta nebunul ăla. Cum o scoatem de aici? Dacă n-ar fi vorba de un asemenea explozibil, alt ar fi situația. Azotatul mai lasă-l amoniu... dracului de azotat de amoniu, doar nu e dinamită, tovarășe. Dați-mi voie, bună dimineața. Bună dimineața. Un asemenea îngrășământ poate câteodată să fie mai periculos decât dinamită. Bravo, profesorule, te-am chemat aici să ne dai curaj. Ai început-o bine, nu te sfii, dai drumul. Hai, mă, sufletelule, fii ascultător, că ți-aș putea fi mamă. Păi am muncesc acolo flămânzi și nouă ni se strică mâncarea. Mâncați-o? Păi cine s-o mănânce frumușelul, Maichi? De nuntă crezi că ne mai arde nou acum?
Hai, du-ne până acolo, că de trei ori ne-au întors pompierii și uite, se supără oamenii ăștia, să tot tragă la vâsle de asurda. Hai, mă, fecioraș, că avem pilaf de curcan, avem sarmale, o țuică de scrapă măseaua. Uite, un coș întreg îți dăm și ție și damigeana asta. Da, salam, ai? Ce salam? Parizen. Tu n-auzi, mă, că am pui la frigare, pâine în țăs și un vin, puterea ursului. De unde, dracu, să-ți dau parizer, mă? Păi vezi, nu te-ai orientat, eu aia mănânc. Încă te-ar puri ce să te mănânce. Ia, ține coșul ăsta, că-ți dau eu și parizer. Salvează întâi. O, stați arămâneți ăstea. Băguță! Mă, du-te de unde știi și adu un parizer. Zici și de muștar. Și muștar, mă! Bine, bine, dar colivă nu vrea. Ia uzi, colivă nu vrei? Nu. Când se duce luna la culcare, cine stă și bea prin cârciumioare? E neagică, bate din norocul, cine ajută ca să stice focul? Coana, în celă mă trante și pe mine? Da, da. Ia, mănânc. Coana, în celă, e făcută e bine, dar mă duc numai Rumenescu. Du-te, mă, și plăjești. Păi mă duc, mă duc, dacă nu mă duc. Cât de tuburi de oxigen aveți pe vas? Oxigen! How many? What? How many? How many oxygen in gas cylinders? Five! Ce că five? Ne-am nenorocit. Four! Five! Four! Five! Four, suntem în aer. Catastrofă! Salamand! Sunt două ore, luați toate măsurile. Catastrofă! Ce-i omule? Cu dumnealui. Si. Mai există un tub. L-am drap marinar. Mai există un tub, nu l-am găsit. Ce facem? Trebuie scos. Sare la aer și ne schimbă ordinea de zi. De unde luăm asta? În cabină. De jos? Da. Și mai e jos? În cabină. Nu sunt acolo. Uite-i cabină lui Dan. Foarte, mamane! Ce vrei să faci, Puișar? Eh? Ia spune-te mie. Lasă-ne că avem treabă. Vino cu cuțitul ăla și bagă-l în mine. Hai, mă! Hai că dacă nu vin eu la tine. Ți-e frică? Hai că dacă ai pus mâna pe cuțit, trebuie să știi ce să faci cu el, nu? Hai! Hai, mă! Iura! Nene, eu n-am nimic cu Vatale. Eu nici de ceilalți nu m-am legat, dar de ce să te avie, nu? E, nu, că acum am eu ceva cu tine. Du-te acolo, mă, că e foc! Iartă-mă, nene! Lasă! Lasă, lasă! Opa! Gigi! Ce faci dacă aici? Hai! Hai! Ce-ați fac eu acum? Ești puțin afară. Pe punte sus. Hai! Să stăvânt șapte! Știi să luați? Nu! Te descurci! Tu cum ai învățat să pui să-mi vezi să luați acum? Ia și colacul! Adică să mergem că ne așteaptă nunta. Gata, aici nu mai avem ce face. Ascultă-mă și pe minoate că e de rău. Mi se spate ochiul, sunt ceva disperiat. Mă, Tirico, ți-am dat liber de mult. De ce nu pleci, mă? Tu nu vezi că am treabă? Vrei să las doi oameni să ardă în cuptorul ăsta și o să mă duc la nuntă să te ascult pe tine cum scârții la vioară? Scârții? Păi adică de eu nu plec rămâna ta. De ce, mă? Păi cum, mie mi-e frică. A, ce frică? Păi atunci stai aici, uite, suntem în siguranță. Unde vezi pe ta siguranța asta, domnule? Mă, Tirico, îmi dai voie să spun și eu ceva? Ce vrei, mă? Mă, ta nu e sănătos, bă, iartă-mă. Nu te mai băga pe neagică, lasă-mă. Mi-am astat degetele de la mâini. Cum o să mai cânt eu? Cel mai mare artist de culoare din Borei.